doamnelor și domnilor, bun găsit la știri, iată care sunt titlurile zilei. Cad pietre pe Transalpina. Stadionul nu va fi gata în vară. Craiova în finală după 18 ani. Imaginația unora când vine vorba de sustrase lucruri nu are limite. Este și cazul a doi bărbați de 42 respectiv 68 de ani care au intrat pe terenul unei societăți comerciale din orașul Rovinari și au furat 20 de stâlpi de beton. Cu ocazia cercetărilor s-a descoperit că cei doi nu se aflau la prima faptă de acest gen. Mai exact, în urmă cu o lună, bărbații ar fi sustras alți 25 de stâlpi de beton pe care i-au transportat la locuința unuia dintre ei. La data de 9 mai anul curent, polițiști din cadrul poliției orașului Rovinari au depistat în flagrant delict doi bărbați de 42 și 68 de ani din orașul Târgu Cărbunești, respectiv comuna Negomir, care au sustras 20 de stâlpi de beton de aproximativ 3 metri lungime, în valoare de 1500 de lei, din cadrul unei societăți comerciale situate pe raza orașului Rovinari. Cu ocazia cercetărilor s-a stabilit faptul că cei doi ar mai fi sustras în urmă cu aproximativ o lună alți 25 de stâlpi de beton care au fost transportați la locuința unui bărbat din comuna Negomir. Prejudiciul de 3500 de lei a fost recuperat în totalitate și restituit părții vătămate. Polițiștii gorjeni au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt. Ploile abundente și scurgerile produse pe versanți în ultimele zile au dus la căderi de pietre pe Transalpina. Drumarii au intervenit pentru îndepărtarea acestora de pe carosabil. Bucățile de piatră au ajuns pe carosabil între kilometrii 37 și 40, s-a acționat cu mai multe utilaje. Căderi mari de pietre pe Transalpina, mai ales sub păpușa, cum zicem noi, de la 37, 38, 39, înspre 40. Am acționat cu utilajele de mare capacitate, curățim drumul, suntem convinși că și în zilele următoare va fi la fel, dar până sâmbătă, așa cum a solicitat domnul director regional, domnul Alin Golumbeanu, drumul va fi pregătit pentru inspecția de săptămâna viitoare. Pentru noi a fost binevenită ploaia din zilele trecute și în zilele următoare, chiar binevenită în sensul că se curăță versantul, cum ziceau băieții noștri de la drumuri, de la munte. E bine că plouă acum, că deja se duc și grohotișul și pietrele care sunt încă pe pantă, se duc în drum și curățim drumul. Șoseaua ar putea fi deschisă pe 20 mai, înainte de Sfinții Constantin și Elena. S-a obținut finanțarea de la București. Ministerul Dezvoltării Regionale și-a dat aprobarea pentru suplimentarea fondurilor necesare pentru finalizarea arenei de la Târgu Jiu. După ce vor intra în posesia banilor, investiția va fi finalizată în maximum 2 luni. A trecut prin Comisia Tehnico-Economică acea investiție de la stadion, amenajarea exterioară. Așteptăm ca în perioada imediat următoare să intre în Comisia Interministerială și după aceea să se emită hotărârea de guvern. Eu sper ca în septembrie, cel puțin în începutul lunii octombrie, să avem investiția finalizată, mai ales că vorbim de o investiție care se poate realiza, cel puțin așa mi-au transmis cei care sunt de specialitate, în maxim 2 luni de zile. După ce se finalizează licitația. Doar după finalizarea investiției se va putea discuta despre achiziția spațiilor care urmează să aibă destinații comerciale, a mai precizat edilul municipiului Marcel Romanescu. Spațiile, după ce le finalizăm, vom lua legătura cu reprezentanții Federației Române de Fotbal să vedem exact câte dintre ele trebuie să le dăm destinație pentru evenimente sportive, pentru că stadionul, pe la urmă, pentru asta a fost construit, iar în funcție de discuțiile pe care le avem cu reprezentanții Federației Române de Fotbal, ulterior vedem exact care sunt spațiile pe care le putem da destinație comercială. Hotelul Sport, ce aparține Clubului Sportiv Pandurii, va fi amenajat din alte fonduri. Am înțeles că au primit o sumă ca să poată să reabiliteze hotelul pe Clubul Pandurii, deci nu pe primărie. Noi avem, compania națională în momentul de față are un hotel amenajat, deci unul dintre hotelurile de acolo este amenajat. Lucrările la stadionul din Târgu Jiu au început în vara anului 2015. Ministrul Educației Valentin Popa a aprobat prin ordin metodologia și criteriile privind acordarea gradației de merit personalului didactic din învățământul de stat, valabil în sesiunea 2018. Numărul total de gradații de merit pentru personalul didactic auxiliar la nivelul județului Gor se va stabili la nivelul inspectoratului. Acel profesor care o va obține beneficiază de un spor de 25% lunar vreme de 5 ani. Am uitat pe metodologia, am răsfoit-o. Sunt aproape aceleași condiții din anii anteriori.
Pe 14 vom stabili la inspectoratul școlar împreună cu sindicatele numărul de gradații de merit pentru anul 2018, după care vom trece la punerea în aplicare a calendarului de la metodologia respectivă, urmând ca undeva la sfârșitul lunii iulie să înaintăm Ministerului documentele pentru a fi aprobate persoanele care vor beneficia de gradație de merit prin ordin de ministru. Conform legii educației naționale, salariul crește cu 25% în cei 5 ani în care se primește gradația de merit. Atribuirea gradației de merit se face prin concurs. La ora actuală, la nivelul județului Gorj, un procent de 16% dintre personalul didactic auxiliar și cel de predare beneficiază de gradații de merit. Lipsa primarului municipiului Târgu Jiu, Marcel Romanescu, de la evenimentele dedicate Zilei Europei din piața prefecturii din Târgu Jiu a fost una întemeiată. La invitația șefului statului, Klaus Iohannis, edilul a fost la București. Primarul a participat alături de alte personalități ale țării la o recepție care s-a desfășurat în grădina Palatului Cotroceni. O vizită la invitația președintelui României, am participat, a fost un eveniment extraordinar. Foarte bine organizat, prezență la cel mai înalt nivel. Evenimentul a marcat și prima întâlnire între șeful statului Klaus Iohannis și premierul Viorica Dăncilă, după ce acesta i-a cerut în două rânduri demisia. Fostul secretar de stat și director în minerit, Ionel Manțog, a declarat că producătorul de energie electrică din Gorj are restanțe mari la anumite investiții în domeniul mediului. Manțog spune că nu numai noi indicatori de mediu stabiliți de Uniunea Europeană pentru 2021 sunt o problemă, ci mai sunt și altele de nivel intern. Este vorba de reabilitarea drumurilor uzate de minerit, infrastructurile de utilitate publică, redarea în circuitul agricol a terenurilor sau gestionarea problemei prafului în subunități. Fostul șef din minerit mai spune că mai este și problema exproprierilor blocate aproape și din cauza titlurilor de proprietate emise greșit de către autorități. Există astfel pericolul ca fronturile de lucru să nu mai avanseze. Potrivit fostului politician, CEO are o relație proastă cu multe primării. Agenția de plăți și intervenție pentru agricultură Gorj ia măsuri pentru buna funcționare a sistemelor anti-efracție. Șefii instituției se tem de hoți, mai ales că la sediile APIA există documente importante și aparatură. Agenția a alocat banii necesari pentru a apela la serviciile unei firme de specialitate care să monitorizeze sistemele antiefracție și antiincendiu la sediile APIA Gorj. Serviciile respective vor fi achiziționate prin licitație. Agenția de plăți și intervenție pentru agricultură Gorj gestionează situații în baza cărora se acordă subvenții de 10 de milioane de euro către fermierii gorjeni. Autoritățile din Busuchin vor avea la dispoziție de anul acesta o centrală fotovoltaică. Unitatea respectivă va fi amenajată pe un teren din comună și va fi conectată la rețeaua publică de energie electrică. Centrala va produce energie solară pentru comuna Busuchin. Vor beneficia unitățile de învățământ, sediul primăriei și al poliției. Centrala fotovoltaică va alimenta și iluminatul public. De asemenea, surplusul de energie va fi vândut de către autorități. Construcția parcului fotovoltaic și a centralei vor începe de luna viitoare. Universitatea Craiova este prima finalistă a Cupei României. Elevii lui Davis Mangia s-au calificat în ultimul act al competiției, după ce au trecut cu scorul general de 6-3 de FC Botoșani. Universitatea Craiova este prima finalistă a Cupei României. Elevii lui Davis Mangia s-au calificat în ultimul act al competiției după ce au trecut cu scorul general de 6-3 de FC Botoșani. În ciuda avantajului consistent din primul tur, oaspeții au suferit teribil în Moldova. În prima repriză pe teren nu a existat decât o singură formație, gazdele dominând copios debutul meciului. După câteva ocazii la poarta lui Mitrovici, moldovenii au deschis scorul în minutul 13. Accente a trimis balonul în poarta goală din careul mic după ce Moruțan a trecut cu noroc de fundași adverși. După două goluri anulate Botoșaniului, Craiova părea că a rezolvat calificarea în minutul 61, când Mitrița a restabilit egalitatea. Apărarea juveților a cedat însă peste numai 5 minute. Chelici a șutat pe lângă minge în postură de ultim apărător, iar golul Bovici l-a lobat pe Mitrovici și a făcut 2-1. Deși au ratat ocazii foarte mari, fotbaliștii lui Costel Enache nu au mai putut răpune defensiva albalbastră. Craiova merge astfel în finală după 18 ani, iar fanii oltenilor pot sărbători un nou trofeu pe 27 mai. Adversara universității se va decide între Gazmetan Media și FC Hermannstadt. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile Accent TV. Sunt Ana Maria Giurea și vă mulțumesc pentru atenție!